Deși capitala este fruntașă numărului de infectări cu SARS-CoV-2 la nivel național, bucureștenii ignoră recomandările și dau iama în supermarketuri. Este și motivul pentru care autoritățile au înăsprit controlele. Poate cea mai aglomerată zonă din hipermarketuri în această perioadă este chiar zona de fructe și legume. Aici trebuie să vă protejați mai mult ca niciodată și mai ales să fiți atenți la distanța pe care o păstrați față de persoanele de lângă dumneavoastră, mai ales aici, în zona cântarelor. Câteva mezeluri, pâinică, puțină carne. Cum vă protejați zilele astea la cumpărături? Cu mască. Cu mască și dezinfectant. Se pare că e aglomerat deja? E destul de aglomerat. Având în vedere că am stat cam 30 de minute la coadă, e destul de aglomerat. Ce vă gândiți să puneți pe masa de Crăciun, de pildă? Asta cred că trebuie să mă consult cu soția. Aglomerația a fost și în mall-uri, pentru că mulți români au început deja goana cadourilor pentru cei dragi. Ați apucat să luați vreun cadou pentru cei dragi sau v-ați luat pentru voi? Acum aveam să ne ducem să ne luăm pentru Secret Santa, pentru colegi. Ce căutați, de exemplu? Tu ce cauți? Niște jocuri de masă, un Monopoly, alias, depinde. Nu căni, sunt destul de basic. Am câte cadouri ai de făcut? Eu am luat, am de la 3 pentru familie. Mai puține sau mai multe ca anul trecut? Cred că la fel de multe. Nu prea contează prețul, important e să le placă. Adică nici chiar atât de scumpe. E important să simțim sărbători. E teamă sau nu de virus? Nu, nu. Deloc? Deloc. Și cum te protejezi în magazin? Masca. Atât? Da. Lași cumpărăturile pe ultima 100 de metri, acum nu te gândești că o să fie aglomerat, nu știu. Ne riscăm. Ori mai mult după cadouri vin în acest moment oamenii, spuneau că nu vor să lase pe ultima 100 de metri anul acesta cadourile. Ei bine, chiar și studiile arată că anul acesta românii vor face ceva mai puține cadouri față de anii trecuți, dar ceva mai scumpe, și asta pentru că pe perioada pandemiei au aflat ce oameni le sunt alături în viață și cumva îi prețuiesc. Autoritățile ar putea impune noi restricții la cumpărături pentru a evita aglomerația de sărbători. Astfel, numărul clienților ar putea fi limitat în funcție de suprafața fiecărui centru comercial.